Partida dintre școala numărul 181 București și handbal municipal Buzău a fost în permanență la discreția grupării buzoiene. Pentru a evita producerea unui eșec în fața unei echipe mult mai neexperimentate, elevele lui Romeo Ilie au abordat partida cu maximă concentrare. După primele 10 minute de tatonare, buzoiencele au început să ia un avans considerabil. De la 6 la 7, handbal municipal a izbutit să marcheze de 7 ori consecutiv, risipind orice îndoială asupra echipei învingătoare încă de la jumătatea primei reprize. Cu Interul Anca Lipan Ionescu și extremele Cristina Clisu și Laura Zafiriadis printre principalele marcatoare, buzoiencele au intrat la cabine cu un avans de 10 goluri. În startul părții secunde, pe fondul unei ușoare relaxări, handbal municipal Buzău le-a permis gazdelor să recupereze jumătate din deficit, scor 21 la 26 în minutul 40. O nouă accelerare a handbalistelor din Buzău a fost însă de ajuns pentru a readuce diferența la cote liniștit, scor 25 la 34 în minutul 50. Handbal municipal a câștigat cu scorul de 33 la 40 și a bifat astfel a 5-a victorie stagională, în urma căreia a urcat pe poziția 4-a. Având și un meci mai puțin disputat, restanța cu Centrul Național Olimpic de Tineret Iași. Pentru handbal municipal Buzău urmează o partidă cu o importanță majoră în perspectiva configurației finale a clasamentului. Duminică, buzoiencele se vor deplasa la Pitești pentru a înfrunta principala contracandidată în lupta pentru ocuparea locului 3, ultimul care asigură prezența la turneul de baraj.